Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă în care îmi propun să vă aduc la cunoștință câteva din problemele curente pe care le avem la nivelul primăriei municipiului Roman și cel mai important acolo unde trebuie să ne implicăm cu toții pentru conștientizarea populației asupra colectării selective. Practic, începând cu 1 iulie, așa cum bine știți, a devenit operațional noul proiect de sistemul de management integrat al deșeurilor din zona Roman. Și acest lucru vine pe de o parte cu un tarif mai mic pentru colectarea și depozitarea deșeurilor pentru persoanele fizice, dar în același timp vine și cu o obligație aceea de a colecta selectiv aceste deșeuri și, așa cum vă spuneam, trebuie să facem cu toții eforturi pentru a informa cetățenii asupra acestui lucru și pentru a putea menține acest preț scăzut, astfel încât atât noi ca și primărie, cât și operatorul, încercăm să conștientizăm și să informăm populația asupra acestui lucru. De asemenea, am dispus poliției locale intensificarea controlelor în zona platformelor gospodărești pentru a-i descuraja pe cei care răscolesc în containere în vederea căutării de deșeuri reciclabile și, de asemenea, tot pentru a preîntâmpina acest lucru, asociațiile de proprietari au posibilitatea să-și împrejmuiască și să închidă accesul la platformele de gunoi, accesul putându-se face pe baza unor cartele, dar e un efort financiar pe care trebuie să-l facă asociațiile de proprietari și pentru cele care nu reușesc să facă acest lucru există posibilitatea de a anunța poliția locală atunci când văd astfel de persoane care caută în containere la numărul gratuit 0233984, astfel încât persoanele respective să fie identificate și descurajate pentru a mai căuta în containere. De asemenea, tot pentru o mai bună informare, în ediția din această lună a ziarului primăriei municipiului Roman, a ziarului informativ, am cuprins cât mai multe informații legate despre acest proiect de colectare selectivă a deșeurilor și de astăzi am început distribuirea gratuită a acestui ziar prin direcțiile și serviciile proprii din primărie. Tot în acest material informativ am adăugat și chestionarul pentru satisfacția cetățenilor, aceștia având posibilitatea, după completarea acestui chestionar, să-l depună în holul primăriei, în urna special amenajată. Și, de asemenea, cetățenii care au acces la internet pot să completeze acest formular și online, astfel încât, la nivelul primăriei municipiului Roman, să luăm la cunoștință de cât mai multe dintre problemele pe care le identifică cetățenii municipiului Roman și să depunem eforturi pentru a le remedia și pentru a veni până la urmă în sprijinul și în interesul cetățenilor municipiului Roman. De asemenea, un alt proiect pe care l-am propus în special romașcanilor care trăiesc în diaspora, așa cum știți, de săptămâna trecută la conferința de presă am propus organizarea unor meditații la limba română pentru copiii stranierilor, dar nu numai. Și acest proiect se adresează tuturor celor care doresc să învețe să scrie și să vorbească corect în limba română. Termenul limită pentru depunerea și pentru înscriere a fost vinerea trecută. Din păcate, deși în sondajul pe care l-am efectuat, peste 150 de persoane și-au exprimat interesul pentru a participa la un astfel de curs, doar două persoane s-au înscris efectiv.
ceea ce ne determină să credem că poate ori nu s-au informat așa cum trebuie despre termenul limită sau nu există interes. Noi am luat decizia de a mai prelungi și în această săptămână termenul și ulterior, dacă nici până la sfârșitul acestei săptămâni nu avem o grupă de minim 10 copii, urmează să luăm o decizie. În ceea ce privește activitatea din strandul municipal, săptămâna trecută, deși vremea încă a jucat suficiente feste, încasările au fost de 39.074 de lei. Am avut un număr de 2.747 de utilizatori, iar vineri, când ne-am dorit să atragem cât mai mulți clienți cu ocazia petrecerii pe care am organizat-o în strand, am avut 982 de utilizatori. O astfel de petrecere o vom mai organiza și în data de 11 august în strand, dorința noastră fiind aceea de a oferi posibilitatea tuturor celor care trec pragul strandului să aibă parte de o atmosferă cât mai animată și de momente de voie bună și de distracție. De asemenea, sâmbătă a mai fost un eveniment în strand, un eveniment cu scop caritabil, acolo unde mai mulți DJ-i din Roman, dar nu numai, au mixat în strand, în scopul caritabil pentru Alexandru Galiță, un copil de 10 ani care are nevoie de tratament. Și de asemenea am luat decizia ca această urnă pentru a veni în sprijinul acestui copil să rămână pe tot parcursul sezonului 2018, astfel încât toți cei care vor dori să-l ajute pe acest copil să aibă posibilitatea să doneze sume de bani, astfel încât să venim în sprijinul părinților pentru a-i asigura medicația și alimentația corespunzătoare. De asemenea, tot la sfârșitul acestei săptămâni am avut și festivalul Zargidava, un festival aflat la prima ediție. Și deși, așa cum spuneam și mai devreme, în ceea ce privește activitățile din strand, vremea a fost destul de capricioasă, totuși consider că evenimentul a fost unul bine primit și am avut ocazia să avem la Roman o activitate unică, o activitate și cu rol educativ, acolo unde, în special, dar nu neapărat doar cei mici, au avut posibilitatea să învețe și să vadă pe viu câteva aspecte din trecutul istoric al țării noastre. Și cred eu că acest lucru ne motivează să facem ca acest festival să devină o tradiție la Roman, să încercăm să-l îmbunătățim și să aducem noi elemente an de an, tocmai pentru a putea oferi romașcanilor și alte tipuri de activități. Și bineînțeles, sunt convins că dacă vom avea și vreme mai prielnică, succesul să fie și mai mare. De asemenea, știți foarte bine și dumneavoastră că această vară este plină de evenimente. Vom mai avea câteva evenimente pe care le propunem romașcanilor. Primul dintre ele este caravana TIF, atunci când în parcarea de la Colegiul Național Roman Vodă, mâine și poimine, 17 și 18 iulie, vom avea proiecție de film. Vom avea două picnicuri în Parcul Municipal, pe 22 iulie și 19 august. Avem bălciul tradițional, între 28 iulie și 6 august. Așa cum vă spuneam mai devreme, petrecerea din strand pe 11 august, Tuning Fest, aflat deja la a doua ediție, 27-29 iulie, Cult Fest, 11-12 august, Târgu Degustar, 17-19 august,
Turneul Roman Vodă-Mușat la Handbal 17-19 august, Festivalul Diasporei 24-26 august și deja lucrăm la un proiect comun și ulterior vă vom comunica și datele pentru un târg de carte care să aibă loc în parcul municipal, cel mai probabil tot în luna august. Ne dorim să oferim cât mai multe alternative romașcanilor care, în funcție de gusturi, să vină alături de noi pentru a participa la aceste evenimente tocmai propuse în această perioadă pentru a aduce elemente de noutate în viața noastră a romașcanilor. Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi-am propus să vi le aduc la cunoștință și în rest, pe mai departe, vă stau la dispoziție pentru întrebări. Organizatorii, în momentul în care v-au cerut bani pentru Zargiu Dava, v-au explicat exact cum vor face amenajarea corturilor acolo? Sau ce vă pune? Pentru că, spre exemplu, pe scenă era Tita Maimeșu în spate, pe care scria Festivalul Berii. Da, acolo era vorba de un partener al agentului economic care s-a ocupat de partea artistică ulterioară festivalului. Nu avea legătură cu festivalul în sine, decât ca o completare a acestui festival. Da. Și era partenerul. Dar nu dădea absolut deloc bine, pentru că... Tocmai de aceea noi toată zona, ați văzut că am încercat să o delimităm de zona festivalului, tocmai pentru a crea un cadru diferit. Și a se face distinția între cele două activități. Deci, practic, au fost două activități. Cea pe care a susținut-o dumneavoastră financiar, cu atelierele, Exact. Și partea cealaltă artistică, alimentație și partea artistică, care a fost susținută de partenerul privat. Neapărat să faceți târgul de carte în parcul municipal. Dacă vremea nu ar fi favorabilă, oamenii nu ar merge în parc. Dacă vremea nu e favorabilă, vom căuta o altă locație. Noi am zis că și parcul este o zonă destul de frecventată de romașcani și se poate plia foarte bine pentru această activitate. Noi ne dorim să promovăm cât mai multe locații ale municipiului Roman și să nu devină doar centrul municipiului Roman o zonă de atracție, ci încercăm să promovăm și celelalte zone atunci când evenimentele permit acest lucru. Mulțumesc! Da, domnul primar, am văzut că ați pus accentul în conferința de azi doar pe problemele acestea de eveniment. Nu ne-ați vorbit nimic despre ce ați făcut, ce s-a mai făcut în urmă pe domeniul investițiilor. Păi, tot am vorbit la ultimele conferințe și v-am spus că suntem în fază de pregătire a proiectelor cu finanțare europeană. Dacă vreți, eu pot să le reiau. Suntem în fază finală cu pregătirea documentației pentru iluminatul public. De asemenea, cu proiectele pe axa 13, e vorba de cinematograful Unirea, e vorba de școala 2 și asfaltarea străzilor din cartierul Petru Rareș, școala 6 și asfaltarea străzilor din cartierul Nicolae Bălcescu și, de asemenea, ansamblu de locuințe sociale din strada Fabricii. Sunt 5 proiecte cu finanțare europeană la care lucrăm, plus celelalte care vor fi finanțate din împrumut. În același timp continuă lucrările la celelalte obiective de investiții deschise pe raza municipiului Roman. E vorba de asfaltarea din strada Mărului, e vorba de canalizarea din cartierul Petru Rareș, de asemenea lucrăm și la parcările de reședință. În momentul de față se lucrează la parcarea de pe strada Ștefan cel Mare, blocul 4. Practic toate șantierele pe care le aveam deschise și cel mai probabil, începând cu luna august, dorim să intensificăm lucrările la pietonalul din Ștefan cel Mare, astfel încât undeva spre sfârșitul anului viitor, în totalitate, pietonalul să fie reabilitat. Atât partea de jos, cât și partea superioară, care presupune și hidroizolație. Domnul primar de la Bădință și-a exprimat îngrijorarea că
norocul romanului și al dumințului a fost că în ultimele inundații n-au avut anvergura celor din 2014, pentru că altfel, prin faptul că nu s-a construit acea a doua parte a digului din cauza lipsei unei autorizații, fără de la Ronțilva, este practic ca și la Ion Creangă. Ce demersul a făcut împreună pentru obținerea acelei aprobări, pentru a putea da drumul la construcția celei de-a doua etape a digului? Păi eu vreau să vă zic că, din punctul meu de vedere, municipiul roman este apărat, pentru că pe partea municipiului roman noi avem digul realizat. Dincolo, din câte am înțeles, au fost demersuri făcute la nivel ministerial pentru deblocarea acestor situații. Știți foarte bine că aici la Roman a avut loc și un comandament județean pentru situații de urgență. S-au ridicat aceste probleme. Ulterior și ministrul apelor am înțeles că a venit în zonă și vom vedea ce măsuri vor lua. În primul rând, cred eu că vor fi măsuri ce țin de legislație și abia ulterior de finanțare. Nu ne-ați vorbit de foarte mult timp despre activitatea compartimentului de îndrumare, asociațiilor de proprietare. Aveți acolo, din câte știu eu, două funcționare. Cu ce lucrări au mai făcut acestea în ultimul timp și dacă s-au mai făcut controle în asociații, pentru că de la nivelul asociațiilor există mari nemulțumiri ale proprietarilor privind repartizarea modului de cheltuie deci, ceea ce vreau să se înțeleagă foarte clar și dumneavoastră a spus foarte bine la început, acesta este un compartiment de îndrumare pentru asociațiile de proprietari. Asociațiile de proprietari nu sunt subordonate primăriei, asociațiile de proprietari aparțin proprietarilor care s-au constituit într-o asociație cu personalitate juridică tocmai pentru a-și gestiona cât mai bine interesele. Acolo noi sigur că mai efectuăm controle atunci când avem sesizări ferme din partea proprietarilor și dispunem măsuri de remediere, însă acele asociații prin organele alese au și cenzori care trebuie să urmărească activitatea asociației, au președinte, au administrator, deci practic această gestiune a asociațiilor de proprietari aparține proprietarilor prin organele alese. Bun, și în aceste condiții în care volumul acesta de lucru este destul de restrâns, nu gândiți că e prea mare compartiment cu două persoane, nu ar fi suficientă o singură persoană? Din punctul meu de vedere, nu. Țineți cont și de faptul că sunt și perioade de concedii, mai apar și situații neprevăzute și atunci e bine ca la acest compartiment să fie două persoane. Spuneți-mi, vă rog, mai am o întrebare legată de stadiul aplicării supraimpozitării, că se termină luna august și dumneavoastră ați putut... Nu, se termină luna iulie. Noi deja am realizat deja demersuri, avem 6 clădiri, dacă mi-aduc eu bine aminte. Nu le am pe de rost, o să vi le comunic la conferința următoare. Știu că am dispus acest lucru și s-a realizat o primă inventariere pentru 6 clădiri. Și se și trece la aplicare? Începând cu anul viitor, vor fi supraimpozitate, da. Dar de ce nu anul ăsta? Credeți că vă permite și ați putea... Nu, de anul viitor. Deci cu anul viitor, cu anul fiscal viitor. Nu pot supraimpozita pe parcursul anului. Așa, referitor la colectarea asta selectivă a deșeurilor, dumneavoastră spuneți că vor fi intensificate controle, că asociațiile de proprietari sunt obligate să vă dea sprijin. Spuneți-mi, dacă dumneavoastră nu ați avut obiecții sau dacă a fost, deși proiectul Consiliului Județean și dumneavoastră, dacă nu au fost făcute obiecții privind forma acestor containere, pentru că fanta aceea este mult prea mică, susțin proprietarii, și nimeni nu stă să bage hârtiuță cu hârtiuță în container acolo când... Ele sunt containere universale dedicate colectării selective, să nu credeți că numai în România există așa ceva. Bun, dar în România știm care este ele așa sunt peste tot. Nu există
Eu știu rațiunea pentru care a fost făcut, dar cum deci putea determina omul să stea un ceas lângă container să depună... E ceea ce vă spuneam eu mai devreme. Dacă vrem cu toții să avem un preț cât mai mic la deșeuri, trebuie să colectăm selectiv. Și acest lucru pornește de acasă. Acasă, dacă colectăm selectiv, eu vă spun că am început să colectez selectiv la mine acasă, iar cantitatea de deșeuri menajere este mult, mult, mult diminuată față de ceea ce aveam înainte. Foarte mult merge pe reciclabil, respectiv pe biodegradabil. Bun, cum concret ce se poate face pentru domeniul ăsta? De colectat selectiv. Colectat selectiv, domnule, dar nu problema colectării în sine este, ci problema în care pot pune în container aceste trebuie să pui hârtie cu hârtie, efectiv. Dar nu știu, eu n-am întâmpinat problema asta, n-am văzut-o, o să verific. Vă rog, care mult da. Cam atât de cam dat. O întrebare, s-au folosit cumva parte din încasările de la petrecerea din ștrand de vineri pentru acest băiat Alexandru? Nu. Sub nicio formă, au fost două evenimente total diferite. Ceea ce a încasat clubul sportiv pentru activitatea de vineri, e de altfel ceea ce încasează zi de zi tariful de acces la ștrand. Ulterior, doar sâmbătă s-a organizat nu pot să-i spun o petrecere, ci a fost pur și simplu o activitate caritabilă în care niște DJ au mixat muzică acolo în ștrand, iar au repetat de foarte multe ori la microfon că cine dorește pentru activitatea aceea poate dona pentru acest copil. Pur și simplu. Nu au nicio legătură încasările de la complexul Moldova cu activitatea aceasta, ci noi doar am pus la dispoziție spațiul pentru organizarea acestui eveniment caritabil. Știu că acum două săptămâni ați mai făcut o campanie umanitară. Da, e vorba tot de un copil din Iași, copilul unor romașcani, și atunci am promovat acest caz și prin intermediul donațiilor la un număr scurt și chiar direct în cont, am observat că au crescut considerabil ajutorul pentru acea familie. Întreabă foarte mult romașcani pe rețelele de socializare. De ce anume, de vreme și tot s-a făcut această promovare pentru acest copil, când de nu a intervenit și primăria din aceste încasări cu o parte ca donație? De regulă, știți, deschidem acolo o cutie a Pandorei. Dacă ne apucăm să-i ajutăm pe unul, trebuie să-i ajutăm pe toți și, din păcate, astfel de cazuri sunt din ce în ce mai multe. Noi încercăm, ca și conducerea primăriei, să empatizăm cu toate aceste persoane care au necazuri. Generăm momente și evenimente care să vină în sprijinul lor, însă nu putem interveni și financiar. Legat de târguri de carte, ați luat deja legătura cu anumite edituri? Nu, acolo va fi un parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Județului Neamț. Deci cam ce s-a făcut la Piatra Neamț, da. Și la Roma. Da, da. Mulțumesc. Da, vreau să vă întreb în legătură cu evenimentul pe care l-ați anunțat legat de TIF. Miercuri s-au anunțat precipitații în toată țara. Acum, dacă nu stăm acasă, sau există o posibilitate prin care Vom încerca să luăm legătura cu organizatorii pe parcursul zilei de azi și, ca soluție de rezervă, să oferim sala mare din primărie. Cum stau lucrurile în ceea ce privește pregătirile pentru bărci? Noi, din punctul nostru de vedere, am finalizat licitațiile pentru tot ceea ce înseamnă spațiile comerciale din zonă. Am finalizat și igienizarea în bazar. De aici încolo e doar chestiune organizatorică și, având experiența ator ani de când se organizează bălciul, cred eu că nu vor fi probleme în organizare. Ultima întrebare, referitoare la turneul de handbal Roman Mușat. Au fost emise invitații, se știe cineva, a confirmat cineva participarea? Da, nu am în momentul de față confirmările. Cred că va veni Brașov, Buzău și Galați, dacă mi-aduc eu bine aminte. Sunt convins că cei la clubul sportiv au confirmările pentru acest turneu. Mulțumesc!
Mulțumim, o săptămână bună!